Războinicii au pierdut jocul de imunitate din această seară, iar un concurent va fi propus spre eliminare. În ediția de ieri, echipa faimoșilor a pierdut jocul de imunitate și au fost nevoiți să facă o nominalizare. Astăzi, concurenții din echipa roșie s-au descurcat mai bine pe traseu, astfel că ei au ieșit învingători în această seară. Faimoșii au intrat în posesia totemului de imunitate, ceea ce înseamnă că au avut parte de un consiliu liniștit. Cel de-al doilea joc de imunitate a fost câștigat de faimoși, iar cei care au fost nevoiți să nominalizeze pe cineva din echipă au fost războinicii. Daniel Pavel a anunțat la Survivor România o situație fără precedent până acum într-un consiliu de nominalizare, iar concurenții au așteptat decizia cu sufletul la gură. Ajunși din nou în cadrul consiliului de nominalizare, concurenții au parte de o nouă surpriză venită din partea prezentatorului Daniel Pavel, care spune că acest consiliu este unul fără precedent. Suntem la Consiliul de Nominalizare și în această seară avem o situație fără precedent. În acest sezon, doi concurenți nominalizați din aceeași echipă, a spus Daniel Pavel. La Consiliul din această seară, războinicii au fost nevoiți să nominalizeze un concurent care a fost propus spre eliminare. Însă nimeni nu se aștepta ca voturile lor să fie egale pentru două persoane. Astfel, echipa albastră a hotărât că Albert și Sorin să fie nominalizați pentru eliminare.